1 Corinteni, capitolul 11, versetul 23, începem. Căci am primit de la Domnul ce v-am învățat, și anume că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu a frânt-o și a zis, luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după cină, a luat paharul și a zis, acest pahar este legământul cel nou în sângele meu. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni el. Amin. Vă rugăm să reocupați locurile. Astăzi suntem la o zi de sărbătoare, o sărbătoare dorită de Domnul, instituită de El, poruncită, dacă vreți, de El. Și gândindu-mă la această sărbătoare și la o privire de ansamblu asupra acestei lucrări, vă rog să călătoriți cu mine împreună la alte câteva sărbători să le observăm. Pentru început vrem să mergem în Gosen, trecem peste Gilgal, mergem la Ierusalim și de la Ierusalim zăbovim un pic la Corint și de la Corint aș vrea apoi să mergem în cer, că spunea un frate că dorința Domnului era manifestată spre ucenici zicând am dorit mult să mănânc Paștele acesta împreună cu voi înainte de patele mele, că de vă spun că de acum nu l-oi mai sărbători decât nou în împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute. Amin. În Gosen se sărbătorea Paștele Domnului. Pentru prima dată era instituirea acestei sărbători și cuvântul de ordine am spus eu acolo în Exod capitolul 12, în versetul 11 parcă, să-l prăznuiți în grabă, să-l mâncați în grabă, că sunt Paștele Domnului. În Corint, capitolul 11, versetul 33, la cina Domnului, spune astfel, fraților, când mâncați, așteptați-vă unul pe altul. Și eu am așezat cina Domnului între grabă și zăbavă, între grabă și îngăduință. La ce să ne grăbim? Când să ne grăbim și când să ne îngăduim la masa Domnului. Când Domnul, prin Moise, așeza Paștele în Exod, da câteva recomandări cu privire la mielul de Paște. Și mi-a spus că trebuie o grabă la pregătirea jertfei. Că fiecare evreu din ziua 10-a, lunii 1, trebuia să ia un miel de parte bărbătească, fără cusur, să-l păstreze până în ziua 14-a, să-l junghe între cele două seri, să-l mănânce fript la foc cu azimea mare. Aici era o grabă. Trebuia căutată jerfa. Un miel fără de cusur. Evreul trebuia apoi să despartă jerfa aceasta. Sângele trebuia să fie folosit ca să ungă ușorii și pragul de sus. Pragul de jos nu, ca să nu fie călcat în picioare. Iar carnea trebuiau să o mănânce împreună cu familia. Frații mei, jertfa Domnului Iisus de pe Golgota se împarte tot așa în două, sânge și carne. Prin sângele lui noi avem iertarea de păcate. Sângele e folosit ca Domnul să ne ierte păcatele. Slăviți să fie Domnul! Aleluia. Carnea lui, rănile lui, spunea Isaia capitolul 53, versetul 5. Dar el era zdrobit pentru păcatele noastre, lovit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care a căzut asupra lui ne dă pacea. Și prin rănile lui suntem tămăduiți. Tămăduirea, cuvântul tămăduirii de aici, nu e o tămăduire sufletească, aia prin sânge, iertare. Tămăduirea se referă la vindecarea în trup.
Că intră Matei, capitolul 8, Domnul Iisus în casa lui Petru, îi vindecă soacra și vine versetul 17. Și aceasta s-a întâmplat ca să se împlinească cuvântul care spune, el ne-a tămăduit. Tămăduirea din Isaia 53:5 îi vindecarea trupului. Că spunea Petru în capitolul 2, 24 versete, el a purtat păcatele noastre în trupul său prin lemn, iar ultima parte spune, prin rănile lui ați fost tămăduiți. 1 Petru, capitolul 2, versetul 24. E bun? Ați fost tămăduiți, da? Deci, când am fost noi tămăduiți? Petru spune, nu că suntem tămăduiți. Știți când? Când Hristos a murit pe cruce, el încă din Ghetisman s-a uitat la paharul acesta, a spus, Tată, e prea amar. În paharul acela erau toate păcatele mele și a tale. Spurcăciunile lumii întregi erau în paharul acela. Și Hristos, când a murit pe cruce, a dat iertarea de păcate la cei care cred în jertfa Lui. Și Hristos a dat vindecarea de boală. Ce am eu de făcut acum? În credința în Domnul Iisus Hristos, mă duc la El și spun, Doamne, Tu ai purtat bolile noastre în trupul Tău pe lemn. Eu sunt tămăduit. Și cina Domnului pentru vindecarea trupului. Dar am nenumărate dovezi că la cina Domnului oamenii s-au vindecat și în trup. Slăvit să fie Domnul. Dacă sunt bolnavi aici în trup, vreau ca Domnul azi să ne mărească credința și peste noi să lasă puterea de vindecare. Și când ne împărtășim cu sângele și trupul Domnului, să avem iertare și vindecare. Amin. Graba din Gosen, în pregătirea jertfei, în restabilirea relațiilor, că Domnul a spus așa, dacă într-o casă, toți trebuiau să participe. Nu exista că unul nu vrea. Nu erau excepții de la sărbătoarea asta. Dar dacă într-o casă sunt prea puțini ca să mănânce un miel, să socotească, că și Pavel spunea 1 Corinteni 11:28, fiecare să cerceteze, să se socotească și să ia cu vecinul său cel mai de aproape. Eu am avut momente când nu puteam să iau cina cu frații mei din adunare. Chiar aveam un vecin, nu puteam să mă împărtășesc pe el. Puteam să iau la 7 biserici mai încolo cina cu ei. Ce frați, cum? Ei nu-i cunoșteam bine, am avut nicio treabă cu dânsul. Și sunt frați care nu iau cina aici, se duc în altă adunare și iau cina Domnului. Dar nu spune așa Biblia. Biblia spune cu cel mai de aproape, cu tine trebuie să iau cina, cu vecinul meu de peste gard. Cu ăla trebuie să mă înțeleg, cu ăla trebuie să am părtășie. Dumnezeu să ne ajute, amin? Amin, amin. Ca asta spune cuvântul Scripturii. Nu fugiți 7 județe ca să vă împărtășiți la Arad sau în Bucovina. Că tu ai ranchiună pe cineva din adunare, pe păstor, pe un slujitor și nu iei cina de mâna lui. Că asta nu-i pocăință. La evrei le-au spus cu vecinul cel mai de aproape. Și trebuiau refăcute niște legături, fraților. Dacă cineva are cu cineva o problemă, o neînțelegere, suntem la cina Domnului. Fiecare să se cerceteze și așa să întindă mâna. Eu vă rog în numele Domnului Iisus, împăcați-vă unul cu altul. Iertați-vă unul pe altul, că suntem la cina Domnului. Și dacă nu o face acum, mi-aduc aminte din 2 Cronici, capitolul 30, la Paștele acela sărbătorit de împăratul cine, Ezechia, ei nu erau pregătiți pentru Paște, nici preoții nu erau pregătiți. Și au făcut o rugăciune, au luat niște hotărâri și au spus, Doamne, iartă! Dar capitolul 31, următorul, versetul 1, spune, toți aceștia, când au ajuns în cetățile lor, au aplicat ce s-au hotărât. Dacă ai cu cineva ceva, poți să ieși afară să-ți ceri iertare, dar dacă nu, iartă-l în inima ta și îndată când ieși din adunare, nu-l ocoli. Nu fugi repede la mașină să nu te vadă, spui, frate, te rog frumos, iartă-mă, soră, te rog frumos, iartă-mă, că suntem la cina Domnului. Evreii trebuiau să se grăbească, e Paștele Domnului, să-L mâncați în grabă. Grabă în pregătirea cinei, a acestui miel, în pregătirea jertfei, grabă în refacerea legăturilor acestora. Dumnezeu să ne ajute. Și am spus eu, grabă în contemplarea minunilor lui Dumnezeu. Grabă la exod, grabă ca să ieșim din robie. Evreii au fost
400 de ani robi. Ei au stat 430 de ani, n-au fost robi în vremea lui Iosif. Dar 400 de ani au fost robi. Câte bătăi, câte paia adunate, câte cărămizi, câți copii în primejdii trebuiau să fie aruncați în Nil la naștere copiii de parte bărbătească. Eu cred că s-au săturat de 400 de ani de robie. Și acum a venit o noapte la care s-au generații de-a rând să vină. Și-a trimis Domnul pe Moise un izbăvitor și le-a spus, mâncați paștele, dar cu grabă, ca să ieșiți cu grabă de robie. În mod simbolic, noi am fost robă. Am fost robia păcatului. Romani 6:13 spune să nu mai dați în stăpânirea păcatului mădularele voastre ca pe niște unelte a nelegiuirii, ci dați-vă pe voi înșivă vii cu Dumnezeu din morți cum erați și mădularele voastre ca pe niște unelte ale neprihănirii. Dumnezeu să ne ajute, frață. Există mai multe tipuri de robie. Există robia asta păcatului. În Sfânta Scriptură întâlnim expresia robia stricăciunii. N-am vrea să ieșim azi cu totul din robia asta, dar ieșim cu grabă. Nu mai zăbăvim nicio clipă. Nu mai zăbăvim nici un moment în satisfacerea plăcerilor noastre pământești. E o robie grea asta. În Galateni 4:3 parcă spune acolo de robia în învățăturilor începătoare. Frații mei, orice om este rob învățăturii pe care o primit-o. Convingerea mea. Ortodoxul merge la biserică, sărută icoanele, face semnul crucii, se roagă la Maica Domnului, că așa a fost învățat. Eu cred în stăruință, în prorocii, în manifestarea darului, sunt penticostal, așa am fost învățat. Adventistul merge sâmbăta, îți ține sabatul, adventistii reformiști nu mănâncă niciun fel de carne, dau zeciuieli, au legile lor, că așa au fost învățat. Ca cineva să schimbe credința sau măcar religia, el prima dată trebuie să schimbe învățătura. Un ortodox ca să vină la voi la adunare trebuie să spună, măi, nu-i bine acolo. Învățătura aceea nu mi se potrivește. Adoptă o învățătură din Sfânta Scriptură și l-aveți membru la dumneavoastră. Atâta vreme cât omul nu schimbă învățătura, nu se poate schimba pe sine însuși. Că este robia în învățăturilor, vorbește Pavel. Și noi trebuie să scăpăm de această robie a învățăturilor începătoare ale lumii. Pavel mai spunea, voi ați fost răscumpărați cu un preț, nu vă faceți dar robi oamenilor. Există o robie, o robie față de unii oameni, domnule, parcă suntem robii lor. Dar trebuie să scăpăm de robia asta. Cea mai periculoasă, totuși, mie mi se pare robia păcatului. Robia stricăciunii. Și astăzi suntem la cina Domnului și ne cercetăm și am vrea să ieșim cu grabă din robia asta. Amin. Dumnezeu să ne ajute. Grabă în pregătirea jertfei. Grabă în exod. Plecăm din robie. Dumnezeu să ne ajute. Și spuneam o grabă în a contempla, a privi minunile lui Dumnezeu. Că în seara aceea acolo au fost minuni. Au fost minuni acolo. Când îngerul morț ăsta, cu sabia îmbătată de sânge, urca prin delta Nilului la deal și omora pe toți întâi născuți, de la animale, la oameni, până la feciorul lui Faraon. Când ajungea în colibile păstorilor, se vedea sânge. Aceea era o mare oprotire, el nu intra acolo. Nu arată Scriptura că îngerul a fi fost curios să bage capul pe ușă, să vadă evreii, cântă, dorm, mănâncă. Nu, nu, nu. Sângele era de ajuns. Știți dumneavoastră cât e de important sângele, Domnul? Eu cred că în tot universul ăsta, mare, incomensurabil, nu există mai nimic mai de preț decât sângele, Domnul. Sângele, Domnul, are o mare valoare, frații mei. Și sângele ăsta a făcut minune acolo la Gosier, sângele mielul. Mai târziu striga Ioan, iată mielul lui Dumnezeu. Hristos binecuvântat, a lui nume să fie slăvit. Amin. Și acum apar minunile în Gosier, că au ieșit evreii, s-au îndreptat, au făcut o buclă așa după voia lui Dumnezeu, până au tăbărât la mare, la Pihahitiron, față în față cu Baal Zefon. Și acum valurile mări în față, faraon cu carele în spate.
Și ei au început să strige. Și a venit Dumnezeu. Și a spus lui Moise, Exod 14 cu 14. Domnul va lupta pentru voi, dar voi stați liniștiți. Și acum iată că intervine Domnul și luptă pentru evrei. Nu-i asta o minune? Se pune Domnul un stâlp între tabăra egiptenilor și tabăra evreilor. Nu-i asta o minune? Să facă Domnul să sufle un vânt tătă noaptea, să despartă apele mării, să croiască, vorba psalmistului, un drum pentru evrei, să treacă evreii pe malul celălalt și când ultimul evreu a pus piciorul pe țărm, faraon în nebunia lui a intrat și el în ape. Domnul a năvălit și a nimicit în ape cal și călăreț. Nu-i o minune asta? Frații mei, suntem azi gata să experimentăm minunile Domnului? Suntem azi gata să experimentăm în adunare aici la cină puterea Domnului? Să ne grăbim să o vedem, fraților, și Dumnezeu să lucreze. Eu m-am așezat cina Domnului de astăzi între grabă și zăbavă. Că la Corint unii se grăbeau și Pavel s-a uitat între ei. Mă uit, Pavel o așezat rânduială. În biserica din Corint era manifestarea tuturor darurilor Duhului Sfânt, dar cu mare neorânduială. Pavel nu desfințează darurile, dar Pavel pune rânduială. La cina Domnului mare neorânduială. Pavel nu scoate cina din adunare, numai pune rânduială. Și în Corint era nevoie să se aplice versetul acela din Coloseni 3 cu 13. Îngăduiți-vă unul pe altul. Și dacă unul are o pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum vă ierta și Dumnezeu în Iisus Hristos, așa iertați-vă și voi. Dumnezeu să ne ajute. Câteodată avem nevoie să ne îngăduim, să ne așteptăm unul pe altul. Îngăduința asta începe de la comunicare, de la dialog, de la convorbire. Fapte 26 cu 3 spunea acel iscusit vorbitor, îngăduiem să spun câteva vorbe. Câteodată nu ne îngăduim nici în casă la vorbă. Vorbim câte 2-3 odată sau la sfatul frățesc. Dumnezeu să ne ierte pentru asta. Îngăduiem să spun câteva vorbe. De la comunicare, în Evrei capitolul 5, versetul 2, vorbind de preot, spune că e îngăduitor cu cei neștiutori. Frații mei, când Domnul a luat urma și a predat lui Petru în Ioan, spune paște mielușeie, paște oițele și paște oile mele. Categorii diferite de maturitate spirituală. Nu vă mirați că în adunare sunt oameni copilași. Nu vă mirați. Ce facem cu oamenii ăștia? Trebuie să-i învățăm, să-i îngăduim și Dumnezeu să ne ajute cu aceasta. Spunea Pavel, când v-a așezat, dar să mâncați, așteptați-vă unul pe altul, îngăduiți-vă unii pe alții. Unii sunt neputincioși în trup, unii sunt neștiutori, au diferite deficiențe, frații mei. Astea aici trebuie să aplicăm îngăduința creștină. Dumnezeu să ne ajute. Deci, am tras eu cu ochiul la sărbătoarea din Gosen și am văzut că evreii erau nevoiți să facă câteva lucruri în gravă. Bine ar fi să le facem și noi. În relația noastră față de jertfa asta, să fim întotdeauna pregătiți. Gravă să ne facem legăturile cu toți frații. Nu amânăm de azi pe mâine. Noi am trăit acum niște traume din adunare. Anul ăsta am înmormântat pe un presbiter din adunare. La 50 de ani, cu 11 copii, a fost o durere. Duminică eram programat în niște evanghelizări și am fugit repede acasă cerându-mi iertare. Că un prieten de-al meu, 41 de ani, soția 36 de ani, mergând în drum spre București, accident mortal. Era în comitetul adunării. Lângă el era băiatul Sorsa, un tânăr de 18 ani care abia a luat botezul. Un tânăr deosebit de credincios. O murit amândoi în accident. Din mașina aceea care a lovit în ei, 4 persoane, toate moarte. 6 morți. Și noi am pus 2 sicrii în adunare. Am plâns. Și mai plângem pentru ei.
Nu știm când plecăm, frate. Se poate muri la 18 ani, la 40 de ani. Eu nu de mult am fost la o mormântare la un frate de 98 de ani și tot așa. De ce să avem restanță în iertare? De ce să avem probleme, ne culcăm cu problemele astea? Ai pică pe cineva, ai invidie, ai necaz pe cineva. Să știi că omul pe care tu ai pică, dușmanul tău, vrăjmașul tău, ăla e stăpânul tău. Ăla e stăpânul tău. Că eu în loc că ajung acasă să mănânc, să mă bucur de mâncare, să-mi lau nevasta, eu mănânc, dar mă gândesc la ce mi-a spus la adunare. Nu trebuia să-mi spună vorba. Și vorba lui Coșpuc, adorme apoi cu mine în gând ca să visez de mine. Mă culc în pas, mă uit la, în loc să mă uit la nevastă și la copii, eu mă gândesc, mă, ce mi-a spus fratele acela. Ăla e stăpânul tău, dar merită ăla să stea în mintea ta atât ziua. Merită ăla să stea în inima ta atât ziua, că nu merită. Și de ce-l porți în inimă și la servici și la adunare? Nu mai bine ar fi să ne iertăm astăzi. Dumnezeu să ne ajute, frate. Uitându-mă la adunarea din Corint, că și la cina din Ierusalim, Domnul trimis să pregătească paștere, am așezat eu cina acolo între unitate și dezbinare. Că simbolul cinii e unitatea. 1 Corinteni 10:17, având în vedere că este o pâine, noi care suntem mulți luăm din aceeași pâine, suntem un trup, spunea fratele, da? Unitatea nu reprezintă Domnul un lanul de grâu. Vezi un lan de grâu, să spui, mă, ce lan, e una, dar nu e una. Că poți alege spicele una câte unul. Unitatea nu e nici în grămadă aceea de grâu, vracul ăla de grâu. Că dacă vrei, iei bob cu bob și-l alegi. Unitatea este în pâine. Dar pâinea, ca să ajungă pâine, trece grâu prin valțul morii, îi zdrobit, se scoate coaja, tărâța se scoate. Eu sunt de la țară. Am încercat să fac o mămăligă pentru animale din tărâță, dar nu se leagă. Niciodată poți să o fierbi o zi și o noapte. Nu se leagă. Numai glutenul ăla din bob, numai ăla se leagă și numai făina aia așa se unește, când rup o bucățică de pâine nu pot să spun asta e dintr-un bob și ăsta e din alt bob. Unitatea perfectă e în pâine, nu în lanul de grâu. Unitatea perfectă e în pâine, nu în sacul de grâu. Asta reprezentăm că Domnul ne trece prin valurile morii, de la o parte exteriorul, partea noastră firească, și unitatea se face în omul din lăuntru, în omul duhovnicesc. Dumnezeu să ne ajute. Dar în Corint nu era unitate, că unul spunea, eu sunt al lui Chifa, eu sunt al lui Apollo, eu sunt al lui Pavel. Și observând Pavel lucrurile acestea, că oamenii polarizează puterea, oamenii au simpatiile lor, căpeteniile își vor fanii lor, ceea ce eu să cotesc e un păcat. Se ridică Pavel și spune, noi oameni buni, Chifa a fost răstignit, a murit Apollo pentru voi, acela care merită tot slava și cinstea e Hristosul lui Dumnezeu. Să fie binecuvântat numele Lui. Frații mei, nu polarizăm puterea, nu ne strângem oameni pentru voturile de la alegerile care vin, nu. Nu îmi fac eu simpatizați, nu. Toți suntem în jurul lui Hristos. Hristos e capul bisericii, El mântuitorul trupului. Dumnezeu să ne dea pocăința asta, frate. Și acum eu așez cina între unitate și dezbinare. Eu m-am întâlnit frați care au spus, de la el, eu nu iau cina. Eu m-am întâlnit frați care, în timp ce se împărșea sângele Domnului paharul, au văzut că vine cineva la el, s-a uitat și a fugit pe rândul celălalt. Eu de la el nu iau cina. Și așa ai luat-o. Dumnezeu să ne ajute să fim mai pocăiți, frații. Am așezat că nu vorbesc mult. La noi, când a fost în mormânt, priveciul la fratele acela, au venit 1.000, 2.000 de oameni. Și mulți păstori. Și am vrut să dăm cuvântul la mai mult. Dar primul păstor, când s-a ridicat, a spus, fraților, Pavel, când și-a rămas bun de la prezbiterii de Efes, acolo la Miletul, a spus, nu m-am ferit să vă spun tot ce vă era de folos. Pavel nu a spus tot ce știe. El a fost răpit în cer, descoperit. Le-a spus numai ce le-a fost. Și a spus că rog frață care urmează după mine să spună numai ce trebuie în seara asta, nu tot ce știu ei. Erau frați care știau multe.
Mă rog, Domnul, să mă ajute să predic numai ce vă-i vouă de folos. Gândiți-vă că în fiecare lună sărbătorim cina Domnului și zeci de predici. Nu putem spune tot ce știm. Aș vrea să vă spun numai ce vă-i vouă de folos, Domnul, să mă ajute. Așezăm cina Domnului între unitate și dezbinare. Hai să fim mai aproape de unitate. Așezăm cina Domnului între sacru și rutină. Că atât am luat cina Domnului, eu am spus și ungerile pun de lemn, frate, voi, măi, să nu devină obișnuință ca la colecte, să nu mai punem preț pe cina Domnului. Pentru că la un moment dat în biserica din Corint erau acele mese de dragoste, agape, ei veneau unul mai degrabă, altul mai târziu, e descrierea făcută de Duhul Sfânt în Corint. Aici erau sarmale, dacă erau sarmale pe atunci, aici era pâine, aici era paștele, aici era... Și vine Pavel și spune că, măi, în cazul ăsta voi nu mai puteți deosebi trupul Domnului. Care-i trupul Domnului? Păi aici, pe undeva, că mesele erau pline. Și pentru că a venit o obișnuință, a devenit o rutină, Pavel spune, este pericolul să nu deosebim trupul Domnului. El anulează mâncarea aceea, ce n-aveți mese acasă să mâncați? Ai venit numai cu sărbătoarea asta. Frații mei, să nu devină cina Domnului o prea mare obișnuință, ca să o tratăm ca pe ceva obișnuit, ca pe o rutină. Era o carte, rutină, rugină, ruină, parcă se chema, așa. Că dacă intrăm prea mult în rutina asta și nu mai dăm importanță aceste lucrări, nu-i bine. Să tratăm cina Domnului ca pe o sărbătoare, cum vrea Domnul. Dumnezeu să ne ajute. Așezăm cina Domnului între smerenie și mândrie. Era acuza care le aducea Pavel celor din Corint. Ori vreți să faceți de rușine pe cei care n-au nimic. Erau înstăriți, chiaburi, mâncau împreună, săraci mâncau un pic mai încolo. Dar asta nu-i pocăință. Diferență în parcare, diferență în slujire. Eu am primit odată o predică, n-am predicat-o niciodată. N-am predicat-o că încă nu sunt sigur de surse la care am primit-o. Iacov capitolul 2 spune, frații mei, să nu țineți credința în Domnul Iisus căutând la fața omului. Știi că și ăsta e un păcat, versetul 9, că cine face așa, săvârșește un păcat. Mai căutăm noi la fața omului? Și predica asta am primit-o că eram tare mânios. Când este o rânduială în biserică și la unul se face o lesnire, ai, frate, o să facem. Și altă persoană identică, nu, frate, noi avem o rânduială. Când la unul îi se face un fel de nuntă, la altul nu. Când la unul îi la vârsta de nu știu câți ani se dă botezul, la alții nu. Și am spus, măi, dar asta e căutare la fața omului și nu-i bun. Nu-i bun la pocăință. Dar când mâncau ăștia bogați la un loc și săraci la în partea cealaltă, era bun. Când facem diferență la garderobă și diferență la mașini și diferență la diplome care le avem și promovăm oameni după anumite criterii, nu după plinătatea Duhului Sfânt, îi bine asta? Nu e bine, să ne păzească Domnul pe toți. Nu spun că e la voi. Vorbesc așa, preventiv, să nu se întâmple. Dumnezeu să ne ajute și la asta. Deci în Corint am așezat cina Domnului între smerenia de care tăm dovadă și mândria pe care o afișa unii. Și vreți să faceți de rușine pe cei care n-au nimic? Cunosc un oraș aici unde portarul de la spital făcea și portar, mai mătura prin curte, era pocăit. Și Domnul a cercetat pe directorul spitalului, știu bine, și s-a pocăit și el. Și venind amândoi la pocăință, veneau amândoi la adunare, directorul era pocăit și un om cu minte tare. Portarul era pocăit și plin de râvnă. Că eu am spus că la o măsură de râvnă trebuie măcar două de pricepere ca să fie treaba bună. Că dacă o luăm cu râvnă înainte, nu-i bun. Și apoi tot trimitea biletul la un frate bine cunoscut. Vreau să cânt o cântare cu domnul director. Și ieșeau amândoi și cântau o cântare după vocele lor. Și directorul cânta că era pocăit. Îl lua pe frate, hai mai să cânt cu tine. A doua zi, unul era director, unul era portar, dar în biserică se anulează diferențele astea, frate. Se anulează. Noi suntem frați, suntem aici surori. Și cel care Domnul nostru, Iisus Hristos, să fie binecuvântat numele Său.
Odată scrie Pavel la un stăpân de sclav: măi, ăsta te-a păgubit pe tine, o fugit, te-a înșelat, dar acum te rog în numele meu, primește, plătesc eu. Și apoi ia stăpânul ăsta de sclav, îl primește pe fugarul acela și eu mă gândesc, citeți din epistola către Filimon, mă gândesc că unul era mare patron și unul trăbăluia atâta ziua și venea cina Domnului și lua patronul acela de sclav, lua un lighean și un ștergan să ne vină în față. Hai să spăl picioarele. Asta înseamnă pocăință, frate. Așa să ne ajute Domnul să fie. Eu, de fapt, voiam să vorbesc ceva de pregătire. Am așezat cina Domnului între grabă și zăbavă, când cu grabă, când cu zăbavă, să ne dea Domnul înțelepciune. Am așezat cina Domnului între unitate și dezbinare, între smerenie și mândrie, între sfânt și obișnuință. În încheiere aș vrea să vă spun că toate sărbătorile astea, n-am intrat în detalii, au avut un timp de pregătire. Și Domnul le-a spus: mergeți în cetatea dinaintea voastră, unde vrei să-ți pregătim Paștere? Întrebau ucenicii. Noi trebuie să fim pregătiți pentru orice eveniment. Plecăm la școală. Păi da, Domnul, și mie copii. Am copii în facultate, în liceu, spuneam, și încă în școala generală. Am pregătit, vine septembrie, vine octombrie, încep facultăți, să pregătim. Ne-am pregătit de viață. Poate ne pregătim și de moarte. Ne-am pregătit pentru o meserie. Uitați-vă că toți oamenii ăștia au avut un moment de pregătire. Eu vă spun că urmează o altă masă, o altă părtășie de care vorbea frățiorul ăsta aici, în cer, în împărăția lui Dumnezeu. Avem o cântare veche: oh, ce bucurie mare! Frate, vom avea, eu spun că am 60 de ani de pocăință trecut, când cu Avram, Isaac și Iacob în cer vom ședea. Nu știu dacă știți cântarea asta. Credeți că va fi frumos acolo? Vrem să ajungem acolo? Ne pregătim pentru asta? Evenimentul cel mai mare care va fi sub soare nu-i nici COVID-ul, nici măștile, nici războaiele. Va fi revenirea Domnului Iisus Hristos. Aleluia. Și pentru asta trebuie să ne pregătim. Aș putea vorbi de Ghețisman, Gabata și Golgota, de felul în care s-a pregătit învățătorul, de felul în care nu s-a pregătit ucenicii, și știți tot ce s-a întâmplat. Dar acum noi suntem pe punctul să întâmpinăm pe Domnul. Părerea mea personală este, și lucrările care ni le dă Duhul Sfânt, Biserica Domnului va trebui să treacă prin necazuri. Toate lucrurile converg într-acolo, înspre necaz, spre prigoană. Eu v-am spus, de câteva zile lucrez la istoria pentecostalilor din zona Bucovinei. Aseară spuneam că din Volovâț au venit jandarmii și au arestat 30 de oameni odată și au condamnat pe 25 de ani. 4 surori au rămas moarte în celule din Cernăuț. Mama îmi povestea: măi băiete, când avem 5 ani, eu n-aveam mamă, orfană deci la 6 luni, cu un frate și o soră mai mare, au venit jandarmii și l-au luat pe tătuța din prag în luna februarie, desculț. Au vrut să-și iei bocanciu, au spus: merg desculț cu Dumnezeu. L-au condamnat la 25 de ani de închisoare, împreună cu alții din Bosanci. Pe unii am avut harul să-i cunosc, să fiu la mormântarea lor. Oamenii ăștia au suferit mult pentru Domnul. Se pare că Domnul va îngădui suferința aceea de care vorbeați voi azi. Suferința aceea o va îngădui Domnul pentru o vreme și pentru noi. Suntem dispuși? Suntem gata să o acceptăm? Mult nu mai avem, fraților. Așa spune Scriptura: cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Răsplățile lui sunt cu el ca să ne le dea nouă. Așa v-aș ruga să participăm azi la cina Domnului. La noi am avut un frate, 14 copii, bun cunoscător. Rar am întâlnit oameni ca să cunoască Scriptura ca el. Când am fost eu la el, avea odată 10 caiete, 10 sau 20 de caiete, 20 de caiete, era 10 lene, caiete groase, intitulate Gânduri din Scripturi. Numai meditații la Scripturi erau. El toată viața era cu Scriptura. Acum când a murit, am întrebat pe un nepot: unde sunt caietele acelea? Cu dulapurile acelea care le-au avut un cheșu, dulapuri,
gânduri din Scripturi. 14 copii duși în străinătate, nu știu băieți cum să-l primească mai bine. Tare îl respectau. Mese de dragoste, întâlniri. Și-a fost adunare, și-a fost cina Domnului, și-a venit la casă plângând și le-a spus, măi băieți, am fost la voi, mi-a spus pe masă nu știu câte fieduri de băuturi, sucuri de toate fiedurile. Bie tata, bie și de ăsta, că acasă nu ai. Mi-a spus atâta mâncare, că n-am putut mânca. Asta tot e pentru trupul nostru. Dar m-am văzut la adunare, a trecut păstorul prin fața ta, a spus, luați din trupul meu și sufletul din tine ar fi vrut o fărâmă. Și ai stat cu capul în jos și nu te-ai ridicat la cină. Nu depunem prea multă grijă pentru trupul ăsta și prea puțină pentru sufletul de noi. Fraților, haideți să ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului. Dar hai să dăm dovadă de responsabilitate, de grabă. Cel ce vine va veni. La noi s-a pocăit un om din sat și a avut un vis. L-a mărturisit tocmai la prezbiterul ăsta care spunea că l-a chemat Domnul acasă și spunea, măi Sami, am avut un vis, mergeam așa pe un drum cu frați mulți, așa mergeam de ușor. Și la un moment dat a început să bată din față un vânt din cinci mai tare, nu mai puteam înainta. Și așa de tare bătea și mai aveam puțin, vedeam capătul drumului și nu mai ajungeam. Și el spune, atunci în visul meu mi-a venit o idee, a spus, mă, dacă bat rafalele astea de vânt, haide să merg în genunchi. Și spune, măi frate Sami, m-am aplecat pe genunchi și în genunchi, a pe coate și pe genunchi, am ajuns până la capăt. Și fratele Sami spunea, ultima parte a vieții dumitale, o să treci prin necaj și suferință. Și așa a fost. Eu parcă văd capătul, că nu mai este mult și Domnul vine. Fraților, alergând pe cale sau mergând pe coate și genunchi, să ne ajute Domnul să ajungem la final. Și acolo să ne poftească Domnul la masă. Eu am spus, eu m-aș la concluzia cu asta închei. Toată viața noastră o trăim pentru o clipă, atât, pentru un moment, pentru un verdict. Când voi sta acolo în fața tronului de judecată lui Hristos, când vor fi oștirile de îngeri, și cunoștința acolo va fi deplină, spune Corinteni 13:9, nu? Și voi aștepta verdictul, eu cred. Am făcut un exercițiu de imaginație și voi auzi. Dragoș Croitor, rob bun și credincios, intră în bucuria asta, băi, nu? Am să chiu, am să sar. Maleachii spune, cavițăi, când ies din graj. Nu știu ce am să fac, nu știu ce am să fac. Dar ce bucurie o să fie. Nu vrei să auzi glasul ăsta și în dreptul tău? Dar dacă, Doamne ferește, să aud, ai lucrat fără de lege, ce mai fac? Ce mai contează atunci că ai fost bogat sau sărac în Zalău, tu? Mai contează așa de mult în clipa aceea? Că ai fost filozof sau un analfabet, mai contează? Că ai fost mai sociabil sau ai fost un fel de haiduc așa, un sihastru? Mai contează atunci că ai avut nu știu ce relație, nu mai contează. Contează verdictul, vino sau du-te. Hai să trăim așa ca să auzim vino. Amin.